Stimați telespectatori, suntem în casa domnului profesor dr. Cantemir Lișcuția. Vă veți întreba și vă pune dreptate de ce am început cu acest chip al lui Beethoven și ce legătură are el cu specialitatea de antropolog a gazdei noastre. Am să rog chiar pe domnul profesor să ne răspundă. Voiam să mă ocup de sculptură. Nu mă manifestasem până atunci și nu încercasem până atunci. M-am dus la maestru Baraschi și l-am rugat să-mi propună un subiect. Ca să scape ușor de mine, m-a trimis la atelierul de mulaje al fondului plastic și a spus: alegeți de acolo un subiect. Am văzut o serie întreagă de lucrări, care de care mai pretențioase, și din antichitate și din istoria mai recentă, și nu m-au tentat, mărturisesc sincer. Și undeva într-un colț al sălii văd o mască modestă, pusă cu fața în sus, pe o mobilă. L-am identificat imediat pe Beethoven și am spus: ăsta e de mine. Și de când pasiunea asta pentru sculptură? Artele plastice m-au interesat de când eram copil, dar nu m-am putut manifesta pentru că am avut o atracție mai mare pentru științele naturii. Deci nu pentru medicină. Nu pentru medicină. Nu. Nu. Medicina a fost pentru mine o necesitate de moment, pentru că era în perioada războiului, când, dacă nu făceam medicina, cine știe pe unde eram trimis prin stepa calmâcă. Domnule profesor, dar haideți să stăm jos. Dar mi se pare că acest bust al lui Beethoven are o destinație acum. Acest bust a fost turnat în actualitate, în bronz, la uzina de vagoane din Arad, orașul copilăriei mele, și va fi transportat de noi când va fi terminată renovarea și reorganizarea casei memoriale Beethoven de la Bonn. Numele dumneavoastră, da. De unde vine? Numele meu vine din Munții Apuseni, de unde mi-au fost părinții. Și anume, comuna Rișculița din Munții Apuseni, din țara Zarandului, da. A adăpostit această familie Rișcuța. Și mama mea este din Abrud, din familia istorică Ștercașuluțu de Cărpiniș. Vreți să ne spuneți câteva cuvinte și despre colonelul Moise Rișcuția? Pentru că mi se pare că aveți ce ne spune. Tatăl meu a fost ofițer în armata austriacă, pentru că altă soluție nu era pe vremea aceea, dar când s-a sfârșit primul război mondial, el a organizat gărzile naționale române din județul și orașul Arad și a făcut planul organizării acestor gărzi pe toată Transilvania și a căpătat comanda județului și orașului Arad și a luptat pentru apărarea etniei românești din zonă împotriva oricăror abuzuri posibile. Ceea ce vedeți acum în imagine este chiar bustul colonelului Moise Rișcuția, executat de domnul profesor. A fost răpit de autoritățile locale și dus la temnița militară din Seghedin și condamnat la spânzurătoare. Foarte straniu, așa, ca un subiect de roman, a fost modul cum a scăpat de acolo. Gardianul lui, cu care el vorbise, și vorbise în termeni foarte amicali, i-a spus: de ce te ocupi cu asemenea lucruri? Gardianul lui fiind maghiar, ungur. Da. De ce te ocupi de asemenea lucruri când acum, uite, vei ajunge să fii spânzurat? Condamnarea era la spânzurătoare. Și tatăl meu a spus: dragul meu, eu nu pentru mine am acționat, ci pentru populația mea care a suferit opresiunea aceleași clase de opresori ca și populația săracă a națiunii dumneatale. Și după ce a făcut o prelucrare istorico-filozofică suficientă, gardianul, suflet sensibil, a venit într-o zi, i-a descuiat celula și a spus: poți să pleci, ești liber. Revenind la profesia dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți ce v-a atras către această disciplină.
stimulat de profesorul meu de științe naturale din liceu, am fost atras mai târziu, când am intrat în medicină, de opera profesorului Francesc Iosif Rainer, pe care personal nu l-am cunoscut, dar i-am cunoscut soția, o femeie excepțională, era foarte în vârstă, dar încă extrem de energică în a ajuta tineret doritor să învețe. Lăsând la o parte odiseea prin care ați trecut datorită unor împrejurări care nu au depins întotdeauna de dumneavoastră. Germanii le spun humaniora, adică mizerii morale omenești. Așa. Până la urmă ajungeți totuși la Institutul Medico-Legal, unde dați de profesorul Ion Moraru. Profesorul Ion Moraru, fostul director al Institutului Medico-Legal și mai târziu al Institutului Victor Babeș, a fost, pot să spun, îngerul salvator al vieții mele profesionale și chiar al vieții mele în general. A avut și înțelegerea și tăria să mă apere și să-mi dea posibilitatea să mă desfășor profesional în cele mai profunde aspirații ale mele în tărâmul științei. Îmi spuneați însă că un rol important în cariera dumneavoastră l-a avut și savantul german Ralph von Königswald. Acest om mi-a făcut niște servicii pe care până acum nu mi le-a făcut nimeni, punându-mă în rândul celor mai prețuiți antropologi ai Europei. Mi-a dat, în primul rând, să reconstitui exemplarul de pitecantrop de la Sanghiran II. Când am mers în Germania, ca urmare, l-am dus și eram odată într-o vizită în familia lui, unde avea și colegi și prieteni de față, cărora le-a arătat lucrarea mea și le-a spus atunci: acestui tânăr îi voi da un subiect de lucru care îl va face celebru. Și a scos dintr-un dulap un mulaj de fosilă de pitecantrop și a spus: uite, acesta este pitecantropul de la Mogiocherto pe care eu l-am descoperit în Java. Acesta ți-l dau dumneatale să îl reconstitui și să îl pui în valoare în lumea științifică.